ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la noi! Bună ziua! Bună ziua! Omul Andreea Marin mai poate continua această luptă, ținând cont de faptul că și rezultatele activității dumneavoastră sunt efectiv pozitive, să văd acest lucru. Sunteți asaltată, din păcate, din toate părțile și sunteți atacată cu probleme pur personale. Dumneavoastră mai puteți, omul Andreea Marin, știm că în ultima vreme, cel puțin și în ultima săptămână, o anumită parte a presei s-a legat tocmai de acest aspect, de viața dumneavoastră și nu de activitatea pe care o desfășurați cu brio. O să vă spun de ce pot. Răspunsul este da, pot. Pentru că mă simt deasupra, mult deasupra acestor oameni care nu reușesc să rezolve problemele din propria curte și atunci încearcă, cu frustrare, din păcate, să arunce cu piatra în curtea vecinului. Pe mine nu mă impresionează astfel de gesturi. Îmi provoacă doar milă. Mi-e milă de un om care nu e în stare să construiască ceva prin propriile forțe și care își consumă viața bârfind, chestionându-l sau judecându-l pe cel de alături, fără să se uite singur în oglindă. Nu mai creează de mult probleme reale astfel de oameni, iar atunci când drepturile mele sunt atinse într-un mod care nu e în regulă, eu lupt într-un singur fel, apelând la justiție. Și până acum am demonstrat că se poate. Se poate să-ți aperi drepturile în măsura în care îți dorești cu adevărat să ți le înțelegi și apoi să și lupți ca să le aplici. E adevărat că pentru primul proces câștigat a trebuit să aștept 5 ani de zile și a trebuit să înfrunt multe experiențe nedorite. Dar probabil că de la tata moștenesc un spirit justițiar foarte bine dezvoltat și nu mă las. Sunt mai rezistentă decât dușmanii mei. Veți acționa în instanță și... Cărora le doresc sănătate. Și chiar și în ultimul caz, mă refer aici la cei de la Wowbiz. Nu, nu o să-mi pierd vremea acționând în instanță orice mică prostie care se întâmplă, pentru că vă dați seama că aș face asta zi de zi. Însă atunci când lucrurile depășesc orice limită a bunului simț, da, precum ați văzut, acționez așa cum se cere. Deci în opinia dumneavoastră este o minciună, o prostie, ceea ce... Cum? În opinia dumneavoastră este o minciună și o prostie, ceea ce... Eu nu știu exact la ce vă referiți, că sunt atâtea pe care le auzi de zi, încă nu mai știu despre ce vorbiți. Cei de la Wowbiz se refereau la o eventuală legătură dumneavoastră cu un medic... Bine, dar asta nu e o acuză, da? Asta e o părere a lor despre viața mea personală, iar răspunsul meu a venit foarte clar. Viața mea personală este tratată de mine cu discreția care îi se cuvine, am dreptul la intimitate și am dreptul să-mi trăiesc viața personală așa cum cred eu de cuvință. Atâta vreme cât nu-i deranjez pe alții firește, în sensul că nu încalc drepturile oamenilor din jurul meu. E dreptul meu ca viața să meargă mai departe și să o trăiesc frumos și de, așa voi face. Cum consider eu de cuvință și mai cu seamă, cu grijă pentru copilul meu. Aceasta este prima mea grijă acum. Și eu vă mulțumesc. Prin planul pe de floricele. Thank you.